30 de experți tehnici internaționali s-au întâlnit la Chișinău pentru a discuta soluțiile inovatoare în domeniul garantării financiare. Potrivit Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, acesta este primul eveniment de acest tip organizat de ODA, marcând consolidarea relațiilor internaționale. Experții sunt membri ai Asociației Europene a Instituțiilor de Garantare, inclusiv România, Ucraina, Turcia, Finlanda, Estonia, Austria și Grecia. Directorul ODA, Vadim Codreanu, a subliniat angajamentul instituției de a continua schimbul de bune practici care contribuie la dezvoltarea antreprenoriatului în Republica Moldova. Ne bucurăm să continuăm acest schimb valoros de bune practici pentru a sprijini dezvoltarea sustenabilă a sectorului MM-urilor în Republica Moldova, a declarat Vadim Codreanu. Astfel, evenimentul a consolidat poziția ODA în rețeaua europeană a instituțiilor de garantare, oferind un cadru solid pentru dezvoltarea unui mediu de afaceri competitiv și sustenabil. AECM reunește 47 de membri din 32 de țări și are misiunea de a oferi garanții pentru împrumuturi și de a sprijini proiecte economice viabile care nu dispun de suficiente garanții proprii. ODA a devenit membra a AECM în anul 2022, marcând un pas important în susținerea MM-urilor din Republica Moldova.